eu am venit aici, la pupitrul meu, vă prezint cele mai importante știri ale zilei și începem cu una dintre cele mai actuale știri. Guvernul a adoptat ordonanța de urgență pentru modificarea legii Fondului de Garantare a Asiguraților, asta după insolvența companiei City Insurance. Premierul vrea să ne asigure că cei care au fost păgubiți nu vor suferi de pe urma acestui faliment. În paralel, premierul României Florin Câțu a anunțat anchete la ASF și ANAF pentru a vedea mai exact de ce nu au fost anticipate problemele cu compania de asigurări. De la șoferi trecem la elevi care ar putea rămâne fără burse. Consiliul Național al Elevilor trage un semnal de alarmă și spune că nu există un cadru legislativ pentru acordarea lor. O altă nemulțumire ar fi că bursa, indiferent de tipul ei, are un cuantum minim de 100 de lei, lucru care nu reprezintă corect tipul de necesitate pentru fiecare beneficiar. Pe de altă parte, secretarul de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion, spune că este timp suficient pentru rezolvarea problemelor. Și rămânem în sistemul de învățământ ca să vă spun că după nici două săptămâni de școală, peste 3300 de elevi și preșcolari au fost confirmați cu COVID-19. Pe lângă ei sunt infectați și aproape 1200 de angajați din învățământ. Asta a dus la cursuri online deja în 2700 de clase din România. Mai multe informații despre acest subiect ne oferă colega noastră Damiana, care este alături de medicul pediatru Mihai Craiu. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Într-adevăr, aflăm noi informații despre această boală care ne cam îngrozește pe toți, dar n-ar trebui să ne sperie atât de tare pentru că avem foarte multe informații utile. Sunt alături de domnul dr. Mihai Craiu, care ne va explica mai exact cum se manifestă această boală în rândul copiilor, de exemplu. Da, e important de spus că nu există semne și simptome absolut specifice, cu excepția pierderii gustului și a mirosului, pe care cunoaștem încă de anul trecut și mult mai frecvent întâlnit la adulți. Altfel, părinții nu prea au cum să facă diferența netă între o răceală și maladia COVID-19. Dar toți părinții au experiența răcelilor dinainte de pandemie și cred că ar trebui să aplice aceleași principii. În cazul în care al lor copil este neobișnuit de moale, răspunde puțin la stimul sau nu poate fi trezit, varsă în continuu sau are diaree frecventă și deci risc de deshidratare și respiră dificil, asta trei cauze sunt motive de mers imediat la medic, unde printre altele, în afară de examenul clinic și restul analizelor de rutină, pot fi făcute și teste pentru maladia COVID-19. Sunt simptome mai grave în cazul copiilor cu boli cronice sau alte probleme medicale? Da, aici trebuie spus pentru părinții care au copii absolut sănătoși că nu trebuie să se îngrijoreze în mod excepțional de posibila infectarea copilului în contextul ăsta de deschis școli și grădinițe. De ce spun chestia asta? Pentru că un studiu recent publicat, de fapt o analiză a peste 40 de studii publicate în ultimul an, arată că un copil sănătos are probabilitatea de a face o formă gravă de infecție cu SARS-CoV-2 de 25 de ori mai rar decât un copil care are o comorbiditate. Și să punem și niște cifre, pentru că așa de 25 de ori pare că e îngrozitor pentru părintele care are un copil cu comorbidități și nu cred că e util pentru aceștia să plece cu spaimă. Numai 5% din copiii care au comorbidități și care se infectează fac forme grave. 5%, 1 din 20, ceea ce e mult mai puțin decât la adult. Îmi spuneați un pic mai devreme despre acele trei simptome pe care trebuie să le luăm în seamă, dar ele sunt diferite în funcție de vârsta copilului? Da, sunt diferite pentru că universul biologic al copiilor e foarte diferit în funcție de vârstă. Sugarii au mai multă apă, de aceea pierderile lichidiene se fac mult mai facil și au impact mult mai mare. De aceea, părinții copiilor foarte mici trebuie să fie atenți la deshidratare. Deci un copil care nu mai urinează, nu schimbă pampersul de ore în șir, care varsă frecvent la orice fel de tentativă de administrare cu biberonul sau care are ochii încercănați și mucoasele uscate, trebuie dus imediat la medic. Și, în fine, în cazul în care nu e foarte sigur că există deshidratare, acum în epoca asta comunicații facile pe căi digitale, o poză trimisă medicului de familie ar putea să
simplifice comunicarea. Ne confruntăm și cu această nouă tulpină, Delta. Este mai agresivă în cazul tinerilor și copiilor? Da, avem studii clinice în acest moment și analize de caz care fac comparația infecției pandemice anterior Delta și în era Delta. Ce este diferit nu este severitatea mai mare, pentru că aici trebuie precizate foarte clar că nu e același lucru să faci infecție cu virus SARS-CoV-2 și să ai o formă gravă spitalizată la ATI. Copiii, în marea lor majoritate, odată infectați, au simptome puține sau deloc, spre deosebire de adult. La Delta, procesul de infectare este de 4-5 ori mai ușor decât la tulpina inițială, adică probabilitatea ca să răspândească în colectivitate e mult mai mare. De asta apar multe cazuri odată și de asta multe sisteme medicale, nu zic de asta al nostru românesc, în Statele Unite sunt o serie întreagă de spitale care nu mai au locuri de internat la copil, s-au colmatat complet. De aceea pare impactul și mediatic și în comunitățile de părinți mai mare, pentru că sunt mult mai multe vești despre copii bolnavi. Putem da și o cifră. În ultima lună în Statele Unite, peste 920.000 de copii au fost infectați. Din ăștia au ajuns câteva mii la spital, nu trebuie să ne speriem așa îngrozitor. Dar e explicabil de ce există în România, în momentul ăsta, niște sute de copii spitalizați. Pentru că sunt foarte mulți infectați și o parte dintre ei, cam 10%, ajung la spital. Revin încă o dată la simptomatologie și aș vrea să-mi spuneți care ar fi efectiv un prim simptom care ar trebui să ne ducă cu gândul că ar trebui să facem un test antigen sau un test. Da, copilul căruia îi apare febră inexplicabilă prin contextul familial, adică e toată lumea sănătoasă acasă, nu am călătorit, dar acel copil frecventează colectivitatea și febra aceea nu scade la antitermicele obișnuite, la care scădea anul trecut sau înainte de pandemie, asta ar trebui să ridice un semn de întrebare. Deci sfatul meu pentru părinți este, dacă nu reușesc să se descurce acasă niște zile, una sau două, să nu aștepte mai mult. Trebuie să meargă la medicul de familie sau să vină la noi la urgență. Și o ultima întrebare aș mai avea. Cum putem preveni cel mai bine infectarea copiilor care merg la școală? Da, sunt multe strategii aici, dar dacă permiteți să folosesc postarea unui profesor american de pediatrie, chiar ieri posta pe Twitter, domnia sa spunea că cea mai bună posibilitate de prevenție a infecției la copil este să ne vaccinăm noi adulții. Nu există nicio altă strategie mai bună, iar dacă ne este teamă să ne vaccinăm copiii adolescenți, cu atât mai mult ar trebui să ne vaccinăm noi. Restul sunt toate cele cunoscute. Să ne spălăm pe mâini, să purtăm masca înăuntru, să evităm aglomerațiile. Nu insist asupra asta, dar singura strategie ca să împiedicăm această avalanșă care se accentuează este să găsească virusul mai puțin adulți susceptibili. În felul ăsta, noi adulții să fim o barieră în calea transmiterii către copii. Vă mulțumim foarte mult pentru informații. Cam atât de aici. Mă întorc la voi.